Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi prezenta starea vremii în țara noastră. La această oră, în cea mai mare parte a țării, cerul este acoperit de nori, iar vântul suflă cu putere în zonele înalte de deal și munte. Temperaturile sunt destul de ridicate, dar mai scăzute față de zilele precedente. Astfel se înregistrează 28 de grade în capitală, 26 la Ploiești, 28 la Buzău și Călăraș, 26 de grade la Megidia, 25 de grade la Sulina, 26 la Brăila, 26 de grade și la Iași, 21 la Suceava, 24 de grade la Bistrița, 22 la Cluj-Napoca, 24 la Arad, 20 la Timișoara și drobeta turnu Severin, în timp ce la Craiova se înregistrează 19 grade Celsius. Cele mai ridicate valori ale temperaturii se registrează în partea de sud-est a țării, est, dar și în nord-vest. Mai scăzute sunt în zonele înalte de deal și în zonele de munte. Enumerați doi factori care duc la înregistrarea unor temperaturi mai ridicate în sud-estul țării. Indicele de confort termic are valori mai ridicate în partea de est, sud-est și nord-vest a țării, și mai scăzute în rest. Utilizați diverse surse pentru a vă informa și definiți în cuvinte proprii indicele de confort termic. Mâine, duminică 10-7-2022, a a vremea va fi capricioasă, cu manifestări ale vântului, cer parțial înorat și temperaturi mai scăzute față de ziua precedentă. Există șanse de precipitații în Depresiunea Colinară a Transilvaniei și zonele înalte ale munților, precum și zona din apropierea capitalei. Luni, temperaturile rămân scăzute pentru această perioadă a anului, cerul parțial noros și cantități reduse de precipitații, acestea manifestându-se în special în zonele înalte. Vor fi 25 de grade la București, 27 la Constanța, 23 la Iași, 19 la Cluj-Napoca, 22 la Timișoara și 25 la Craiova. marți, temperaturile cresc ușor, dar rămân la valori mai scăzute față de săptămâna precedentă. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi parțial noros, dar nu se vor registra precipitații. Vor fi 25 de grade în capitală, 26 la Craiova și Constanța, 25 la Timișoara, 22 la Cluj-Napoca și Satu Mare, 21 la Bistrița, 24 la Iași, în timp ce la Brașov se vor registra maxim 19 grade Celsius. Dragilor, vă propun acum următoarea sarcină de lucru. Accesați o pagină web sau o aplicație cu date meteorologice și realizați un buletin meteorologic pentru vremea din România conform datelor înregistrate astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!